Situația din țară ar putea să se înrăutățească în următoarea perioadă, pentru că oamenii par să ignore măsurile impuse de autorități. Președintele Igor Dodon avertizează să nu ne relaxăm și să respectăm cerințele impuse pentru a preveni răspândirea coronavirusului. Dacă numărul de persoane infectate va crește, vor fi menținute restricțiile, a anunțat șeful statului. Cred că toți vedem că oamenii au intrat într-o perioadă de relaxare. Foarte mulți consideră că perioada cea mai dificilă a trecut. Eu vreau să vă atenționez încă o dată. Niciun fel de relaxare nu poate fi pe parcursul următoarelor perioade. Dacă numărul cazurilor va fi în creștere, atunci vom fi nevoiți să menținem restricțiile care au fost impuse. Igor Dodon a anunțat că autoritățile pregătesc un plan de reluare pe etape a mai multor activități care au fost suspendate. De luni ar putea fi anulate unele restricții pentru agenții economici și bugetari. Decizia finală va fi anunțată vineri. Următoarea etapă ar putea începe din 15 mai, atunci când se va încheia starea de urgență.